Ministerul Sănătății confirmă primul deces în urma infectării cu noul coronavirus în rândul personalului medical. Este vorba despre un ambulanțier în vârstă de 53 de ani din cadrul serviciului de ambulanță județean Suceava. Bărbatul a prezentat o simptomatologie COVID-19 în data de 24 martie. A fost testat și a primit rezultatul pozitiv în data de 30 martie. Acesta a fost internat la domiciliu și nu a acceptat internarea la spital. A decedat la domiciliu în data de 7 aprilie. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, își exprimă regretul față de această pierdere și transmite condoleanțe familiei. Ministrul Sănătății este alături de personalul medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. În prezent, conform raportărilor din teritoriu, la Institutul Național de Sănătate Publică, un număr de 699 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus.